Am astăzi deosebită plăcere să discut cu un tânăr columbofil valoros din Tecuci, care e dublu campion județean în sezonul cu porumbei maturi din 2012. Bun găsit, Ionuț Adăscăliței! Bine ați venit! Mă numesc Adăscăliței Ionuț, sunt din Tecuci, județul Galați. Ce pot să spun despre mine? Am porumbei de mulți ani, dar n-am porumbei de concurs de foarte mulți ani. Din 2009, mai exact, am început să... Am făcut cunoștință cu domnul Cobzaru și am început să vin la el, să-l ajut la curățenii, la antrenamente, la ce am putut și eu. Și cu ajutorul dânsului mi-am luat ouă, ducându-i la mine ouăle și am scos pui, plăcându-și foarte mult porumbei, că dacă am avut de mulți ani, am avut și vecini care zburau, am mai văzut. Și am zis, încerc și eu să vedem, plăcând un porumbei na. Și sportul ăsta e un sport destul de frumos acum, dându-mi seama. Și din 2010 sunt înscris în asociație. Zbor porumbei de 2 ani, 2011 și 2012. Și în 2012 a ajuns la rezultate foarte frumoase la nivel județean și la nivel național. Da, da, da. Și în 2011 am avut rezultate bunișoare, fiind primul an, neavând și posibilități financiare foarte multe, având și o cușcă nu foarte bună, dar mulțumit, un mediu uscat, am făcut și eu cât am putut. Porumbeii erau pentru că originea lor este cunoscută. Și atunci am avut norma la 4 porumbei, 2 femele le-am avut cu norma la maraton și 2 mascul cu norma la fond și am făcut și eu la crescător la fond, pe județ. Nu, am avut o femelă care a avut 60 de puncte din 2 etape de maraton, dar care s-a pierdut la etapa din Mlava și porumbei care au mai rămas. I-am concurat anul următor, adică în 2012. Cu câți porumbei ai concurat în 2012? Păi cu 2012 am concurat cu un număr de 5 porumbei. Eu având mai mulți, în jur de vreo 15, dar n-aveam de un lot întreg pentru că eu inițial am vrut să mă las de porumbei din cauza că am avut o ofertă să merg la altcineva, să am grijă și să mă mut din oraș. La cine mai exact? La domnul Mermezan. Am... De la Timișoara. Da, de la Timișoara, exact. Trebuia să-mi ia la dânsul. Și n-am avut rost să mai scot porumbei, să mai scot pui și ăsta. Și am lăsat acasă. Da, nici la domnul Mermezan nu a fost să fie, nu știu ce probleme a fost. Nu am rămas, am revenit acasă. După ce am revenit acasă, am avut o ocazie să plec în afară. Ce am zis, poate eu știu aici și așa, fiind sărăcii și... Am zis că poate ceva va fi, m-am gândit la viitor. Am zis că porumbei mi-a fost greu să mă las de ei, dar... Ce am zis, mă gândeam și la mine, că dacă am eu, pot să le ofer și lor. Și am plecat și în afară. N-am făcut nimic, am venit înapoi în țară. Și acum, oricum, de câte ori vorbeam acasă cu familia, vă dați seama că întrebam de porumbei tot timpul. Na, pentru că asta e o dragoste care nu știu dacă se uită vreodată. Și venind acasă, pe timp de iarnă, m-am ocupat de ei, cum am putut, ca pe timp de iarnă, ce am zis? Măcar cu ăștia rămân, dacă n-am făcut nimic nici. După care a început sezonul și ce am zis? Să aleg câțiva porumbei care să nu plec cu lot, pentru că n-aveam, nici nu știam exact porumbei care i-am zburat anul ăsta. Am avut eu bază în ei, știam că... Adică speram să facă rezultate ca pentru mine, să fiu mulțumit. Vă dați seama, nu pot să... Oricine aspiră la locuri mai înalte, da? Trebuie să ne știm locul fiecare. Și am ales 5 porumbei și am zis... Acum mă gândeam că și domnul Cobzaru, bine, eu îi zic Dan, pentru că ne cunoaște, suntem prieteni de atâția și ne respectăm, da, nu, așa. Și îmi zice, tu treci mai mulți porumbei pe foaie
ca să poți să rotezi, pierzi sau... Și zic, nu, Dani, eu merg cu 5 porumbei, dacă este să-mi rămână vreo unul, îmi rămâne, dacă nu, asta este. Ce să fac, să-i rotesc, așa știu că 5 porumbei, mă ocup doar de ei. Ceilalți nu îi antrenam, doar în jurul casei, cu ei, și oricum, anul ăsta porumbei au fost antrenați mai mult particular, nu prea în jurul casei. Și a început. N-a început cu dreptul, ce drept, prima etapă. Având doar unul clasat, s-a încheiat zborul, etapa foarte repede, din cauza că au venit porumbei. A doua etapă, n-a fost iarăși o etapă bună. Au venit porumbei în prima zi, seara, când au venit chiar foarte mulți porumbei. Și venise bine, eram foarte bucuros, vă dați seama, că să ai în rând cu lumea, oricine și-ar dori. Și eu am dat ceasul că mai am un vecin care concura și am băgat amândoi în același ceas. Și s-a terminat banda, fiind mai mulți porumbei. N-am știut, s-a terminat banda. Și din cauza asta a căzut ceasul. Și în momentul ăla, acum eu nu ziceam că, domnule, eu sunt locul 1 sau... Dar îmi părea rău, pentru că e munca porumbelului. Și m-am zis că sezonul e ca și ratat. Acum la maraton, etape mai grele, m-am gândit că poate nu am șanse foarte mari. Da, având ghinion la două etape, vă dați seama că la un moment dat parcă îți mai pierzi din voință și din, nu știu... Dar la etapa de Rozan, am avut o surpriză destul de bună. Venim porumbelul foarte bine, făcând în jur de 40 de puncte, dar era bine. Pentru mine eu am fost mulțumit pentru ce am depus eu. Adică eu din mine am dat maxim, dar având în vedere câtă concurență este în județ, vă dați seama că nu mă pot compara cu oameni care zboară de mulți ani și mai mulți bani, diferite voliere, având o volieră modestă, nu cum aș fi vrut eu. Și la a doua etapă de Dabrova, mi-a venit foarte bine, având în jur de vreo 10 puncte, porumbelul. Iarăși am rămas surprins și atunci mi-a crescut inima la loc și am zis că poate Dumnezeu ține cu mine, poate e munca mea, poate e un noroc, poate... Și la ultima etapă a venit cel mai bine din toate etapele care le-a văzut eu. Deci a crescut în formă, poate așa a fost să fie. Și fiind locul 14 pe concurs, locul 2 pe județ, la etapa de Rozan, 2. Și făcând în jur de 6 puncte. Cel mai bun porumbel al meu, care am rămas doar cu 3 din cei 5 care... Toți 3 au făcut norma. 2 porumbei făcând norma la maraton și 1 făcând norma la maraton. Și cam asta e. Cel mai bun porumbel al tău e locul 8 național la maraton. Da, locul 8 național, exact. Cu 62 de puncte, locul 1 pe județ, la maraton. Și ești și campion județean la crescător. La crescător maraton, da. Pe cei 3 porumbei ai într-o pliantă lângă tine, poți să îi prezinți terenul. Da, 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 e merg. Hai să văd. Asta este un porumbel care eu mi-a plăcut de la început. Este din 2009. Și mi-am pus bazele, adică a fost la echipă și în 2011, când am zburat prima oară. A fost la echipă, mi-a venit porumbelul, mi-a făcut fond, norma la fond. Cu multe puncte, nu puncte foarte puține, dar eu am fost mulțumit pentru munca care am depus-o. Am fost foarte mulțumit de porumbel. Și în 2012, iarăși mi-a făcut norma. Eu am vrut să facă, poate am zis, măcar palmariu să-mi facă norma. Dar n-a vrut să facă la fond, adică el a venit, la prima etapă a venit a doua zi și a fost prea târziu. Și așa a fost. A căzut și ceasul. Ei, și la maraton a venit toate 3 etapele.
La prima etapă a avut în jur de 60 de puncte, la a doua etapă în jur de vreo 50 de puncte și la a treia etapă a venit a doua zi în jur de 120 de puncte, nu știu să vă zic, 100, poate, ba nu, mai bine, 180 de puncte, dacă nu mă înșel, da? Dar a făcut normă. Adică mi-a confirmat că nu am avut încredere degeaba în el. Eu sunt mulțumit, făcând normă și la Ask Marathon, este o categorie destul de grea. Și zona, cum este zona. Și eu sunt mulțumit. Sper și la anul să facă rezultate, dacă se poate. Forumul este de 2009. Acum ați vă mai arăt alt forum, da? Hai, da. Cel de-al doilea porumbel este un porumbel tot de la Cobzarul Daniel, luat de ou, tatăl lui, și a crescut la mine, l-am ținut la matcă, l-am împerecheat cu o femelă tot de la Cobzarul Daniel, pentru că toți porumbelii de la mine sunt de la Cobzarul Daniel, și l-am scos în 2010, masculul. A zburat în 2011 la toate etapele, în schimb nu a clasat decât un Lublin și un Rozan. A venit și la Mlava, dar târziu, a 8-a zi, deci foarte târziu. Dar la un an eu am fost mulțumit de el și am avut încredere în porumbel. În 2012 nu a fost zburat la prima etapă. Pentru că am stat în dubii când am ales cei 5 porumbei. Și zic că el las acasă, dacă este... Și l-am băgat la a doua etapă, la Lublin. Mi-a venit a doua zi. Normal, nu am mai prins, pentru că clasamentul s-a încheiat foarte repede în prima zi. La etapa de Dabrova mi-a venit primul, în crescătorii ei. Făcând 10 puncte. Și la Rozan 2 a fost al doilea. Am venit în cușcă, făcând în jur de 18 puncte. Și totodată, făcând norma la maraton, cu 28 de puncte. E locul 6 pe județ, la maraton. Porumbel. Și acum se vă arăt cel mai bun porumbel de la mine din cușcă. Și sper să fie și la anul, cum a vrea Dumnezeu. Norocul ne-l mai facem și singuri. Depinde. Da, deci el este porumbelul locul 8 național Ask Marathon. Locul 1 pe județ la Ask Marathon. Are un total de 62 de puncte. Tot de la Cobzarul Daniel, luat tot de ou. Ca așa au fost. Și frate cu el are un alt crescător. Are norma făcând norma anul trecut la fond și anul ăsta tot la Ask Marathon. Bine, cu mai multe puncte, da? Poate eu am fost mai norocos. Ma, depinde. Și cam asta e. Cam ce am dispus, ce am de arătat. Ce planuri ai pentru viitor? Vrei să-ți depășești cumva mentorul tău? Ba, de la început, de când m-am apucat de porumbei, nu ăsta a fost planul meu inițial să-mi întrec mentorul, pentru că nu cred eu că voi putea vreodată să mi-l întrec. Dar eu sper să fac și eu rezultate pe măsura muncii care o depun. Așa să... Vedem ce o să fie. Îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat să îmi prezinți porumbeii tăi și să ne povestești și istoria. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să-mi arăt pasiunea pentru porumbei și să o exprim atât cât am putut. Și sperăm să mai fie ocazie. Mult succes! Să fie rezultate, normal. Mult succes! Mulțumesc frumos!